e bine să notăm ceea ce visăm și mai ales acum la început de an. De ce? Pentru că ne facem planuri pentru anul care urmează. Sigur că dacă de multe ori nu notăm lucrurile pe care vrem să le facem în noul an, aceste chestii rămân undeva în subconștient. Ideea este că în visele noastre apar lucruri legate de aceste planuri. Chiar dacă nu reușim să conturăm, să ne facem un plan coerent, în care să dăm ochii cu propriile nevoi, totuși aceste nevoi ies cumva la iveală prin intermediul viselor și atunci trebuie să încercăm să dăm atenție viselor pe care le avem în perioada Revelionului și imediat după, până de bobotează. Deși noi nu ne-am gândit clar sau nu ne-am făcut un plan clar vis-a-vis de ce vrem să ni se întâmple anul ăsta, subconștientul nostru lucrează și ne transmite prin ceea ce visăm ce ne dorim să facem, nu? Exact, pentru că de multe ori spunem, domne, să avem un an mai bun. Dar ce înseamnă să avem un an mai bun? Să ne meargă bine? Cum să ne meargă bine? În dragoste? Vis-a-vis de ceea ce financiar ne dorim aici, sau în, exact, în ce domeniu? E, dar dacă suntem atenți la nevoile noastre, o să știm exact și ceea ce ne dorim o să se întâmple cu adevărat. Bun. Și dacă avem o perspectivă corectă, vedem exact că unele lucruri sunt realizabile pe termen scurt, altele nu. Vreau să te întrerup pentru că vreau să îi rog pe toți cei de acasă să ne trimită mesaje pe Star Matinal de Weekend, pagina noastră de Facebook. Vrem să știm ce vise ați avut de alertări de când am intrat în noul an 2018 și împreună cu Lorena o să încercăm să le interpretăm. Înainte de asta, vreau să ne înveți cum să ținem minte ce visăm. Da, este important să nu avem ferestrele descoperite, pentru că dimineața ne conectăm imediat la problemele zilei și efectiv uităm. Însă dacă peste noapte ne trezim și avem foarte proaspăt în minte ceea ce am visat, este în regulă dacă notăm un cuvânt cheie sau două cuvinte. Bun, nu, e, să dormim cu nu trebuie să scriem toată povestea. Da, nu trebuie să scriem toată povestea. Notăm numai un cuvânt sau două care reprezintă cuvinte cheie. Și o să vedem că a doua zi, deși la prima oră am uitat tot, dacă recitim acele două cuvinte, practic ne revine în minte întregul film al visului care s-a derulat în mintea noastră în timpul somnului. Foarte interesant. Uite, deja a primit foarte multe mesaje pe Star Matinal de Weekend. Spune o doamnă, nu o să dăm o numele, dar este o doamnă care n-a mai scris în trecut, pentru că mi-apare aici. Acum câteva luni spusese că visa tripleți care cu soțul dumneaei. Acum ne-a spus, bună ziua, am visat că soțul meu avea o amantă încă dinainte de a ne căsători și am o sunat să-mi facă în ciudă. Precizez că suntem căsătoriți de 5 luni. Oare mă înșală? Nu este vorba de faptul că o înșală, ci de faptul că dumneaei este preocupată și cred că orice femeie în general nu are cum să nu se gândească măcar puțin cum ar fi în situația în care soțul ar înșela-o. Dar când ajungi să visezi, e deja o problemă, e obsesie? Nu neapărat, înseamnă că undeva în subconștient există această preocupare, chiar dacă nu e o frământare zilnică și chiar dacă nu vorbește despre treaba asta, undeva ideea a încolțit și atunci s-a manifestat în vis. Avem foarte multe mesaje, o să încercăm să le citim pe și să le deslușim pe toate. Andreea Gianina ne scrie, am visat durere de dinți și unii dintre ei căzuți. Ce înseamnă asta? Dacă oamenii dau atenție... Asta am visat de multe ori. Da. Dacă oamenii dau atenție acestor vorbe din popor, cum se spune, dacă visezi că-ți cad dinții și că te dor, înseamnă că-ți moare cineva apropiat, e posibil, de fapt, să fie o legătură între credința ta și ceea ce urmează să se întâmple. De ce? Pentru că tu știi că atunci când ai o rudă bolnavă, e posibil să se stingă sau un prieten apropiat sau cineva. Deci, într-un fel, te aștepți la lucrul ăsta, chiar dacă nu-ți dorești și chiar dacă, într-un fel, negi realitatea. Dar iată că apropierea iminentă a morții te face să dai piept cu realitatea cum? Prin acest vis în care, pur și simplu, trebuie să accepți că se va produce evenimentul nedorit. Bună ziua, eu am visat pe sfârșit de an un brad frumos și verde la care eu îi puneam apă. Este un vis foarte bun, este un vis pozitiv. În general, arborii sunt cu o semnificație foarte importantă pentru că reprezintă viața, reprezintă cursul vieții fiecărui om și cu atât mai mult cu cât îi pune apă, înseamnă că are niște planuri această persoană care a visat. Nu cred că mai a primit un astfel de mesaj până acum. Da, înseamnă că are niște planuri realizabile și cu siguranță că își va îndeplini ceea ce și-a propus. Deci e de bine. Este un vis foarte bun, sigur. Mai văd aici un mesaj. Am visat pe Iisus Hristos în dimineața de Revelion. Ce înseamnă?
Acum depinde și de contextul persoanei de viață, mă refer. Depinde și dacă este o persoană credincioasă. Unii nu cred și totuși visează anumite lucruri care au semnificația că poate ar trebui să își cultive relația cu divinitatea, să fie un pic mai atenți. Dacă însă e vorba de persoane credincioase, ar putea să aibă o altă semnificație și anume că trebuie să aibă încredere în ceea ce urmează și în ceea ce își dorește. Exact. Și cum percep tu visul, nu, după aceea? Și da, cum te simți tu imediat da, după? Pentru că nu putem să dăm o semnificație generală, ci particulară în funcție exact. De credințele Elena, fiecărui om. Daniela ne-a scris: bună, de câteva nopți tot visez că alăptez un bebe, menționez că nu am copii și că schimb bebele. Ce înseamnă asta? Multă lume spune că dacă visezi copii înseamnă probleme. Dacă totuși te gândești la faptul de a alăpta, asta înseamnă bogăție, înseamnă că ești o persoană prosperă și că ar trebui să te gândești să dai din prea plinul tău și celor din jur. Da. Liliana Serea, scuze-mă puțin, ne scrie: bună, am visat că eram cu mâna sau în mână cu carne tocată. Hai, cred că și-a pus prea mult problema că o să facă sarmale. Probabil că și-a făcut planuri ce să facă de sărbători. Și da. Ne mai roagă cineva să îi dăm mesajul, dar nu și numele. Bună ziua, eu am visat că în ziua nunții unei rude, mireasa se va transforma într-un monstru și eu plângeam. Vă rog să nu-mi spuneți numele. Poate să fie vorba de faptul că atunci când cineva se căsătorește, ne gândim că a făcut o alegere bună sau nu. Dar sigur că e vorba numai de percepția noastră. Și atât. Și ni se pare că această căsătorie s-ar putea să o schimbe pe persoana respectivă, să nu mai fie la fel de prietenoasă, de apropiată, de deschisă. Este bine să mergem să spunem anumitor persoane că le-am visat în anumite ipostaze? Depinde. Atunci când visăm lucruri rele și vrem să-i atenționăm pe apropiați, trebuie să avem grijă cum o facem pentru a nu programa neurolingvistic producerea unei întâmplări neplăcute. Le inducem ideea că se va întâmpla ceva rău. Da, și atunci ei, crezând cu tărie în chestia asta, e posibil chiar altcineva să... Altcineva ne scrie: da, bună, am visat un cal alb care vorbea cu mine. Ce înseamnă? Este o doamnă sau este un domn? Este un domn. Nu o să intru în detalii foarte mult, însă este vorba de identitatea de gen, este vorba de o căutare de sine și de o lipsă de confirmare, nu neapărat a virilității, cât a masculinității, să zicem așa. Bună, am visat chiar în prima zi a anului foarte mulți șerpi. Ce înseamnă șerpi? Dacă este o persoană care se teme de șerpi, posibil că are niște frici, da? Care în timpul visului se manifestă sub această formă. Dacă însă are niște frici legate de întâmplările din viața de zi cu zi, dacă are niște așteptări legate, poate de profesie, poate de relație, și a avut acest vis, înseamnă că poate e momentul să se gândească mai bine la realitatea în care trăiește și să nu mai facă supoziții care să-i trezească, de fapt, niște emoții negative. Altcineva ne scrie: bună ziua, am visat că am fost aruncată în apă, precizez că nu știu să înnot, am atins fundul apei și după m-am motivat să înnot și să ies la suprafață. Da, aceasta poate să semnifice confruntarea cu o problemă din care se poate ieși foarte ușor, deși ai impresia că nu ai resursele necesare sau că nu ai priceperea de a gestiona situația respectivă, totuși ajungi să ai o iluminare și să găsești soluția potrivită. Contează dacă apa este limpede sau tulbure? Multe persoane țin cont de lucrul ăsta. De fapt, este vorba de ceea ce simți în momentul în care iei contact cu apa. Dacă e o apă murdară, sigur că s-ar putea să ai o emoție negativă, de frică, de scârbă. Altcineva ne scrie: Neața, eu îl visez pe tatăl meu, care nu mai este printre noi și îmi spune că mă așteaptă și mă ia mereu de mână. Ce înseamnă? E un vis pe care cred că l-am avut toți în momentul în care am pierdut o persoană apropiată. Da, bine, în primul rând este vorba de dorința de reapropiere de persoanele care nu mai sunt lângă noi și acest lucru nu se poate face decât în vis. Pe de altă parte este nevoia de ghidare și când simțim că avem nevoie de inspirație sau de ajutor în a lua o decizie, ni se întâmplă să visăm. De fapt, soluția este noi, dar ni se întâmplă să visăm acea persoană dragă pe care am pierdut-o. De ce în momentul în care ne paște un pericol, se întâmplă să visăm persoane apropiate care nu mai sunt printre noi și care parcă ne avertizează? Tocmai ce spuneam, pentru că avem nevoie de susținere și ni se pare că aceste persoane ar putea să fie ghizi sau ar putea să ne dea răspunsul la problemele noastre.
Da, uite, apropo de superstiții, cineva ne spune că nu a visat o pisică neagră, ci o pisică albă cu foarte mulți purici pe ea și foarte mari. Cred că e momentul să se bucure, pentru că atunci când visăm purici, gândaci, da? Și alte asemenea, înseamnă bani, da? Înseamnă că o să deci avem visăm, un gânganii... an cu... Da, 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 un an cu bogăție, cu abundență, cu... Aoleu, păi și de câte ori am visat eu purițele alea? Uite, ne scrie cineva, bună dimineața și mulți pupici din Italia, Torino, ne urmărește Daniela Pinau, am visat fân alb că făceam bulgări. De asemenea, poate să fie un semn de abundență, poate să fie un vis pozitiv. Are legătură și cu culoarea alb? Da, are legătură și cu culoarea. Sigur că de multe ori asociem anumite culori cu emoțiile din vis. Niciodată nu putem să interpretăm un vis dacă nu analizăm emoția pe care o avem în momentul în care visăm sau în momentul în care ne trezim. Lavinia spune că a visat că își tăia părul. Ce înseamnă, ținând cont că am părul lung? Da, multe persoane spun că dacă visezi că te tunzi sau că te bărbierești sau că nu știu, e un semn rău. De fapt, nu e așa. E un soi de scăpare din problemă, da? Înseamnă că pur și simplu rezolvi niște lucruri la care nu te-ai așteptat că le poți rezolva. Am visat că eram într-un tren și că trebuia să merg să mă operez. Ce înseamnă? Tot ceea ce analizăm noi aici, pentru că nu avem detalii despre persoanele respective, sunt cumva la modul general. A visa că te operezi înseamnă de fapt o schimbare. Poate să însemne un risc, nu? A merge către, a călători către un astfel de obiectiv, este practic îndoiala persoanei că ceea ce urmează să facă va reuși sau că schimbarea respectivă e de bun augur. Deci e de bine. Altcineva ne scrie, bună, am visat șobolan. Ce înseamnă când visezi șobolan? Acum depinde. Dacă persoana are niște frici și se teme de șobolani în viața reală, atunci cu siguranță că este de fapt o frământare interioară. Bună, care a luat această formă. Bună, eu am visat fum și sobă fără horn și că mă certam cu tatăl meu care nu mai este printre noi. Acum depinde de semnificația pe care o are și unde a trăit persoana respectivă, ce semnificație poate să aibă o sobă fără horn. Probabil că este vorba de un context de viață în care persoana se simte limitată, se simte fără ieșire și probabil că este vorba și de un conflict interior, pentru că probabil deține soluția la problemă, dar nu îndrăznește să o adopte. Ce înseamnă că îmi visez foc, ne întreabă altcineva. Acum depinde, dacă visezi că vrei să faci un grătar și visezi foc, e de bine. Dacă visezi că ți-a luat foc, asta este cu totul altceva. Deci trebuie să vedem emoția și contextul respectiv. Am visat că eram bogată, ne scrie altcineva. Este probabil o dorință și uneori ajungem să visăm ceea sau ce ne că dorim. Sau numeri bani. Ce înseamnă când numeri bani? Când numeri bani înseamnă că trebuie să fii preocupat de ceea ce urmează să faci cu banii tăi, așa încât deciziile pe care le iei în plan financiar să fie cele corecte și să nu te ducă cumva către risc. Da, sunt foarte multe mesaje pe Star Matinal de weekend. Din păcate nu ne ajunge timpul să le citim pe toate. Unde îți pot scrie cei de acasă? Îmi pot scrie pe Facebook, dar dacă au scris pe Star Matinal, eu am să le răspund fiecăruia în parte dacă au scris pe pagină. Perfect. Îți mulțumim tare, tare mult pentru că ai venit la noi.